Salutare tuturor! Astăzi am revenit, deoarece eu am absentat o perioadă îndelungată de timp. Unii îmi făceau critici că uitați, e cu Brega, e cu Costiuc. Astăzi am găsit de cuviință, uitați, totuși că afară vremea îi a ploaie, sau burează de ploaie, cum spunem popor. M-am apropiat, cu toate că avem o comandă nu departe de Muzeul Național de Istorie. Și am văzut din îndepărtare că Oleg își strânge microfonul, da? Ia uitați, microfonul liber, numai că el e încălcit acum. Și noi o să-l descălcim, deoarece noi venim de fiecare dată să ne expunem părerea, opinia la acest microfon liber. O acoperit din câte vedeți ca să nu fie udată și boxa, dar eu pe această boxă am pus niște monstre și cred că din start o să vă dați seama, unii dintre dânsile au fost prezentate. Este acest scaun al regelui, este această manetă și schimbător de viteză care v-am spus că mi l-a cadonat Dila Codlea în anul 1999, când eram în penultimul an de facultate. Și discutând în acele videouri ale mele sau filmulețe, am spus că din lemn se pot face multe lucruri frumoase, printre care am găsit și acest dispozitiv pentru trasa apa. Și uitați, este totul ecologic, este totul bio și o să facem exact din acele cioate care voi spuneți că faceți reconstrucție ecologică, de la bețoare de urechi până la scobitori de dinți și multe, multe lucruri care se fac anume din lemn și anume muncă manuală, da? Cum le place vorbitorilor de limba rusă să folosească rușinaia rabota, așa am spus că să pregătească pentru mine personal un automobil care să-i fie confecționat începând de la acele părți, de la ușă, de la acel schimbător pentru viteză de la mașină, de la acel bord a mașinii, unicastofonul, volanul, tot absolut din lemn. Și am specificat ce specii sunt caracteristici pentru pământul și, nu știu, fondul forestier a Republicii Moldova, începând de la stejar, nuc, și anume nuc obișnuit, Juglans regia, cât și Juglans nigra, lemn negru. Și o să fie, puteți face și din caștan, și din paltin cu fibra creață, școi de pasăre, adică desenul lemnului, sau cu gheară de lup, orice, să aibă un aspect. Când o intra în automobilul de serviciu, da? Să fie toate aceste părți componente ale automobilului din lemn, deoarece eu am spus că sunt acel patriot care mă doare sufletul și am spus că eu mă voi sacrifica pentru toate aceste dezastre eco făcute în acest patrimoniu și bogăție a statului pădurea. Deci acești plămâni ai tăi. Mai mult ca atât, ca să nu fac haz de necaz, da? Uitați, cineva mi-a pregătit și plăcuțele personalizate la automobil. Deci vă gândiți, este doar o sugestie ca să înțelegeți destul de clar pentru toți care ne urmăriți că eu nu vreau decât un singur lucru, să atrag acele semnale de alarme destul de dure, destul de argumentate, că acești stejari seculari, arbori de viitor, arbori de valoare, arbori semințeri, deci au fost tăiați de acești barbari, de acești criminali, într-o clipită, cum se spune așa, într-o fracțiune de secundă, cu acele drujbi, cu acele motoferăstraie, unde lemnul, de fapt, a fost exportat din țară. O parte din masa lemnoasă a rămas pe unele combinații și scheme de ale lor. De fapt, noi vedem la acel ziar de gardă, vedem pe cele rețele de socializare, unde sunt date numele de la nord până la sud acestor persoane care desfășoară activitatea de prelucrare a lemnului. Una la mână, doi la mână, eu am să trag acel semnal de alarmă la acest microfon liber, deoarece eu m-am expus de fiecare dată pe pagina mea de Facebook, unde v-am spus că mi s-au sustras și gigabytes, nu a fost publicat materialul. S-a încercat să fac un fel de cacofonie sau nu știu în ce termen să mă exprim mai corect, probabil Oleg să mă corecteze.
Deoarece se aude numai sunetul, dar se vede doar datul ăsta din buză. Asincronie. Asincronie, corect, uitați, a spus Oleg deja care este termenul. Ce vreau eu să relatez, ca să fie clar atât pentru Vasile Costiuc, cât și pentru domnul Vitalie Marinuță, ca președinte a Partidului Verde Ecologist, și Costiuc, a Partidului Politic Democrația Acasă, am mai arătat-o la microfonul liber. Am fost un simpatizant și sunt în continuare acestui partid politic verde, da? E Partidul Verde Ecologist din Republica Moldova, unii în alegerile din 2019. Eu am mers în acea campanie alegerilor locale din partea lor. Nu încercați să mă băgați pe mine de fiecare dată în asemenea întrebări ieftine și de prost gust. Dar a câtelea ești pe listă la Democrația Acasă? Dar de ce nu vreți să fiți măcar la unii? Eu am spus-o și o repet și astăzi încă o dată demonstrativ. Eu mi-am retras, mulți stimați ții mei privitori, urmăritori, cetățeni, admiratori, simpatizanți, nu știu ce cuvânt să vă spun, dar în primul rând oameni de bună credință care încercați să înțelegeți lucrurile cum stau de fapt. Nu doresc să ajung în Parlament, să fie clar, eu nu doresc, din cauza că am specificat, că nu vreau să le tulbur liniștea, afacerile, interesele personale a celor care ei încearcă să ții cu orice preț, cu mâinile, cu picioarele, cu dinții, vedeți, pun baneri, steluțe, șocan, seceri. Și i-am spus lui Bunelu Vladimir să-și iei sânocul, să-l iei pe sânoc, care l-a crescut, l-a trădat, l-a vândut, ne-a pozorât pe noi, așa într-un cuvânt specific pentru cei vorbitori de limba rusă, într-un hal fără de hal. Să râde o întreagă societate, o întreagă planetă de acest care el socoate vorbește președintele. Vă dați seama, el în continuare încă e paranoic și are problemele astea de putere. Și am vorbit azi în fața Parlamentului Republicii Moldova și am spus că dacă Durbală și Cucheianu la ora de ras făceau asemenea glume anume pe realitățile care ei ne le-au arătat că își bat joc în 30 de ani față de cetățenii Republicii Moldova și acea nucă se învârtește împrejur, înțelegeți? Spus că să-și iei o pauză, să ducă ori să strice nuci, ori să ducă în vacanță. Din cauza că iarăși la fel am văzut prin acele luări în derâdere, dar foarte bine făcute și de către acel Emilian Crețu cu Dora Show, da? Cu Săcriu, cu Miesă, îl ia în derâdere pe mizeria asta și pe criminalul ăsta, pe narcomanul ăsta, că altfel nu pot să-i găsesc, mi-o trimis deja, că l-o mai văzut și pe în Franța, înțelegi, cu un cetățen de noștri pe Cafcaliuc, Zilioncaru, ăsta care îmblă cu verde de briliant. Deci, băi, tu ai venit cu acel trei muieri a tăi, te-ai pus acolo în spatele la o casă cei bătrânească și iesă și ne. Nu știu și cuvânt să găsesc eu, regina, zâna florilor, salveză Moldova. Păi nu știu a cui e, de fapt, interesă tu le urmărești, dar toată lumea, de fapt, știe cine ai fost tu când ai fost la Inspectorat General de Poliție. Și cu ce scheme te-ai ocupat și în continuare ale cui interesă le urmărești. Uitați, eu m-am echipat, fiindcă am văzut că plouă, da, picurul de ploaie atât de insistent, mi-am luat și acel chipiu, am schimbat, nu că să fac publicitate. Dar știți că acest chipiu este cifra 4, scrie forever. În engleză înseamnă doar împreună. Deci 4 ani de zile, dacă vin în Parlament, acest chipiu este dotat cu un dispozitiv, da? E furat de magazin, nu mai apeși plătit, da? Nu mai apeși pe buton și deodată înregistrează tot ce se filmează, da? În afară că are și un microfon ascuns și o cameră. Deci eu vreau să vă sugerez să nu vă aruncați și să vă lansați în această campanie ușuratică, mizerabilă. Acele gunoaie care voi ați venit acum de ocazie și nu veniți decât să le duceți cetățenilor o dezorientare. Nu pentru a conștientiza și a merge în această campanie și i-am spus-o și eu repet lui Maia Sandu, firma mea certitudine. Ar fi bine să fie o curățire în toată această râie, în toată această gunoiește a societății din toate punctele de vedere cu această corupție. Corupții care s-au împăinginit și ne-au adus o imagine rușinoasă în fața tuturor statelor care ne susțin și începând cu aceea României. Primul stat care ne-a acordat ajutoare, începând de la grădinițe, școli, spitale, da? Scări,
teatri și orice. Și vaccinuri. Uitați, mai mult ca atât. Cât se poate de urgent. Doamna președinte, dați-i al împlinire, ca să nu spun sub altă formă, da? Președintului României, da? Tirizia. Spune că el stă și bate pietrele pe aici, pe Moldova, și ies pe la unele programe de televiziune și de fapt vrea să-și facă rating, el să bagă, înțelegeți, să discrediteze în continuare acele investiții, acea imagine a României pe care o a avut-o în acele ajutoare pentru Republica Moldova. Și-o venit fugarul ăsta de la voi cu 5 ani, care i-ați dat de pedeapsă, și el pe aici se gândește că e la Miami Beach. Dacă l-a denigrat pe lup, că zis că era paclonic, că îi turna la Nobel acolo în pahare. Lup Plohotniuc, i-a spus în genul că i-a dat cetățenie și i-a spus că pescuiește liber. Eu am spus, uitați, după ploaie asta e bine să duc la pescuit din cauza că peștele foarte bine se prinde pe ploaie. Deci, Rizia, eu, personal, ca fost absolvent a instituțiilor de învățământ românești, fie post-liceale, fie universitare, fie post-universitare, să o spun cu ferma mea certitudine. Nu încerca să te folosi de basarabieni. De acest pământ, unde Ștefan cel Mare s-a luptat cu turcii, cu tătarii, cu polonezii, dar în primul rând cu turcii, că sabia originală a lui Ștefan cel Mare în Turcia. Unde a construit acele cetăți. Și tu vii aici și te dai mare și tare pe la postul unei televiziune și poți comenta, te dai șmecher. Păi dacă ai stat închis la 13 și ești legat cu persoane din lumea interlopă, așa că au venit și băițașul ăsta care îți dă în spectacol de Platon și am spus, și eu spun încă o dată, dacă n-ai citit de mult Cursofi, Malevi, hai să facem un pragor bun. Și te întorci înapoi, din cauza că soarta stă închisă cu 10 ani de pedeapsă în Rusia, și duci și-i fă, cum se spune, coletii, peredăcii. Nu umblat pe la cec, te da în spectacol, ai avut gardă de corp, de pază, și nu ești tu, bă. Că te știi tu cu procurorul general, că ți-o discuiat cătușele, că răți tu și strâzi acolo lui Costiuc, dar tu ai citit, dar tu ai citit, dar te pajezi, tu atât acolo. Platon, eu față de tine mă întreb, tu în partea ceilalt, concret, cine ai fost tu? Dacă tu ești riderul number one, da? Și scrie contraversatul om de afaceri, vă dați seama, tu ce afaceri ai făcut? Pe baza cui? Cu cine acolo? Cu Filat care stă, a spus, și el a zis că se explodează, a spui tot. Aici las doi fugari care stă, că șor, da? Stă pe la Israel și șor lega și ăsta, porturile astea, văd cu pieșeană, cu tătă, nu știu, rușinea și nu știu, tătă lumea asta care pretinde și se duc la magazinele astea, tăi, și le dai tu acolo, marfă expirată, contrafăcută, și amăzești lumea cu ce? Păi dacă tu erai așa, serios, n-ai furat nimic, de ce vrei să întorci tot înapoi? Spune întrebare, de ce tu vrei să întorci tot înapoi? Vii, ți-ai execut termen de pedeapsă, am înțeles că Plahotniuc câmblă cu barbă pe acolo și-l arată pe rețelele astea de socializare, nu știu pe la ce etaj, pe la ce hotel, prin Turcia. Voi degeaba n-ați fugit în țară, că a venit Coza, că e clar, că a venit ambasadorul Americii, e clar, când s-a făcut toată aceea întâlnire și Maia Sandu a bătut mâna cu Dodon și i-a dat funcția de prim-ministru, cabinetul și tot, aia că a venit și Gligora mea, dai seama. Grișa, da? Așa îl numești, Ștefan. Ștefan. Uite, ai venit, eu avem o deplină certitudine că tu vrei lucruri serioase, dar când m-am uitat în aceste platouri de televiziune, că tu vii și spui de Costiuc, că nu știu ce. Dar de unde ai apărut tu? Câte dosare ai câștigate în afara țării, la CEDO, Gligor, da? Din ce familie vii? Spune întrebarea, tu denigrezi, a venit un partid de ocazie, că ești cu toate aștept. Dar de ce n-ai trecut atunci când a fost cabinetul lui Maia Sandu? De ce n-ai trecut? Pe punctaj, da? Că era Olesea Stamatice, ministrul justiției. De ce n-ai trecut? Cine ți-a încurcat? Eu avem așa o speranță că zic, gata, ăsta-i cu stofa, ăsta-i procurorul care să-i închidă pe tăți. Întrâns-o am încredere. Și vina lui că el nu a trecut de filtre, nu-i vina. Și îl întreb Ștefan Gligor, de ce n-ai trecut concursul? De ce n-am trecut filtre? Oleg, întrebarea știi care este? Întrebarea este, cum a apărut și în spatele fiecăruia, noi ne uităm câte persoane sunt infiltrate, care ele nu sunt integri. Nu sunt integri, că asta e întrebarea pentru Gligor. Eu am spus-o și am repetat-o, nimai vorbim de Chico, da? Nimai vorbim de, nu știu, tătă, eu am spus, în afară de Vierdele de Briliant, că te-ai dat cu Căfcăliuc în spectacol, eu am repetat-o că este așa plantă, se numește Valeriana officinalis, cătați-o,
întrebuiințați-o, nefiind prelucrată în industria chimică, și folosiți-o, că eu îți vă trebuiască la foarte mult, în mod special la cei din acest minister al mediului, unde este Pirjo, în acel inspectorat pentru mediu, unde este Manjero, în acea Mol Silva, unde este Cojocaru, trecem în toate întreprinderile silvice, întreprinderile silvocinegeți, în rezervații natural științifice, și vedeți ce dezastru criminalilor, călăilor, barbarilor, și nu știu ce cuvânt să mai găsesc. Păi, voi sunteți totalmente lipsiți de orice ce. Au, știți cum spune, deja momente de a cădea jos și aceste lucruri, nu să le mai arăt odată, dar sunt niște lucruri ferme, veridice în teritoriu și faptic, că s-au distrus pentru a acapara foloase interese personale, începând de la fondul forestier, de la extracția țevilor, de la cariere, de la scoaterea stratului superficial de pământ, mogo credit și tot așa mai departe. Eu am dat un răspuns clar pentru cei care au înțeles și care o să înțeleagă în continuare. N-am venit decât să vă aduc realitatea. Uitați aici o întrebare, că eu am vorbit și am criticat în unele filmulețe de-a mele pe șeful de catedră la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, de la Catedra Silvicultură și Grădini Publice. Gumeniuc, fii atent, uiți la microfonul liber, dar des, de vii, nu știu, un idol a acestui, nu știu, proiect, dar programa mea analitică de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, aprobată de Valerian Balan, decanul Facultății de Horticultură, profesor universitar, cât și de fostul șef de catedră, care mi-a fost conducător, academicianul Andrei Grigor Șnegru, da? Program analitic, disciplina, dendrometrie și auxologie forestieră, specialitatea 2806, silvicultură și grădini publice. Titular, Igor Fidiuș, lector universitar. Băi, nu știu ce să-ți spun eu ție ca șef de catedră mea. Pe mine tare mă doare, știi ce întrebare ți-o pune, ce mai primordial? Spune-mi, te rog, de ce ți-ai bătut joc de acest doctor în știință, să-i spun numele? De cum, băi, că nu ți-o pus notă la un student care ai vrut tu să treacă? Adică el din luna august, eu m-am întâlnit cu dumnealui și tu nu i-ai dat, înțelegi, ori că ți-a fost o persoană incomodă ca și mine? Cum e eu? Uite, mie foarte rușine, dar îți spun numele până la sfârșit. Ce ai avut cu Vitali Gulca? Bă, ce ai avut cu Vitali Gulca? Ai stat teza de doctorat și-o susținut-o în România, în Brașov, la Universitatea Transilvania, în Brașov, conducător fiindu-i profesorul negruții în vânătoare. Băi, ticălosule, Dumeniuc, eu am spus-o și într-o celălalt interviu, îmi iau chipiul ăsta din cap. Fii convins că vei sta, deoarece voi ați dat diplome false, și nu atât de astea pe ochi frumoși, pe bani, pe transferuri, că spune cineva la Mol Silva, că uitați, ei au de fapt altă modalitate acum de a primi bani. Înțelegeți? Au pe conturi specializate. Băi, ce-a avut cu Gulca? De ce Vitali Gulca nu lucrează spre ei mai departe? Nu încape nici în Mol Silva, nu încape nici la ICAS-ul ăsta. Vitali cred că o să mă vadă. Ține minte, eu am spus-o și o repet, tot în viață se plătește. Fiindcă dumitale ai dat frâu liber cu sfeclă, cu purșel, cu nu știu cine acolo, la această catedră, silvicultură și grădini publice, deci toate aceste daune care sunt cauzate în Fondul Forestier al Republicii Moldova și în această ramură silvicultură, o parte din vină va aparține vouă, celor care voi sunteți corupți, nu înțeleg că n-aveți salarii, dar ceva sfânt voi aveți în voi. Voi nu știți ce înseamnă oxigen, nu știți ce înseamnă apă potabilă, nu știți ce înseamnă un sol fertil, nu știți ce înseamnă arii protejate de stat, rezervații natural științifice, fâșii de protecție a solului, a terenurilor agricole, a râurilor, a celor terenuri care sunt degradate, da, cum spunem noi, ameliorarea terenurilor degradate. Ce să vă spun, băi, Gumeniu, du-te și te întoarci, uite, ți-o spun eu fermă certitudine, că mă bat eu în piept, că discut atât de apric, că discut atât de direct, că de atât de încins. Du-te și îți primești pensie. Treci pe la ICAS, ia-ți-l pe galop, ia-ți-l pe boaghi, treci și ți-l iei pe pațanașul ăsta care el a absolvit. Tot, de fapt, e un corupt. Valeriu Caisân, care a absolvit în România și el știe că a fost o perioadă, tot perioada lui Maia Sandu, a fost director general Mol Silva. Tare scurt perioadă timp. Prin vie fluturi, cu Saciocu, când l-am întâlnit eu la plaie, fagul, și am fost odată la dânsul, la audiență, până la dânsul, să știți, mulți stimați cetățeni, de la toți directorajii care au fost, Mol Silva până la Caisân,
Eu am fost în audiență. Și am lăsat CV-urile mele și am spus, dacă tu ai absolvit în România, absolvit când plumbul domnesc o an înaintea mea, te-ai dus la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, ai absolvit iarăși la fel silvicultură, ai venit că e activatul la Lozova, nu vreau să-ți redau, dar s-a văzut cottage-ul tău, da? Căsuța și e frumoasă, din ce bani te-ai câștigat-o pe sănă? Păi cum te-a luat-o Maia Sandu? Maia Sandu a zis că ei nu vrea să aibă de afaceri cu ei care ei s-au ocupat cu lucruri murdare, da? Cu persoane care au un trecut destul de dubios. Răspunde că ai sân. Ia câte gumeniu, că ți-alegi că ai sân și îți mai iei acolo, mai am eu doi parașutiști de ăștia. Este unul, de fapt, care mi-a fost student, el tot e doctor. Și eu i-am spus că el o tăie vă 2 hectare, ți-au câmpi la unghie pe părțile Plasănești, ți-al treci să-l ieși picuza, tăți docenți ești. Și veniți la microfonul liber, vă dați cu părere aici, îi spui lui Dega, zi noi am venit să-i dăm dreptul la replică. Eu vă dau programa analitică, în programa analitică mea este începând de la cuprins tot absolut, veniți cu tema pregătită, primim examenul față de întreaga societate. Aici mai mult ca atât se spune că este intrarea acum în parcul sau în scoarul Uniunii Europene, da? Deoarece este scoarul Europei, spune da, scoarul da. Europei. Și primim examenii direct în scoarul Europei. Vouă e clar? Uitați, eu pentru asta am venit în parcul public, grădina public Ștefan cel Mare, pe Aliea Clașilor. Să mă întâlnesc, eu nu m-am spătit nici cu Bregă, nici cu Costiuc, nici cu Marinuța. Eu am spus și o repet în continuare. Susțin ideile și lucrurile frumoase. Și am să intervin ori de câte ori este nevoie în teritoriu. Pentru Vasile Costiuc, eu am spus-o între celelalte interviuri. Și n-am să mă repet, dar să știi că te urmăresc socialiști foarte bine. Eu personal, săptămâna trecută, am avut comanda de pe columna 148, unde s-a urcat avocata de la socialiști, Ana, pe nume Ana. Și merge cu telefonul așa în mână și era spăleați cu capul mașina de taxi. Urcându-se în mașină, ți-am auzit vocea. Mă repet, deoarece și la microfonul liber această informație, vreau să o redau. Și am întrebat, dar ce, indirect? Nu zic că nu, am lăs cu. Dar ce faci, ți-a activat să-i citau? Au zis că s-a avocată la socialiști. Unde mergem? Au zis că la jucătorie Rășcanov, la Rășcan. În gândul meu m-am gândit, zic că are vă plângere pe tine. Are vă zaevlenie și zic să uit la fel, știi, scrie. Vasile, eu doar un singur lucru am spus, că unde ai tu sigla asta? Da, da? Cu acele 7 steluțe și am spus că va începe războiul stelelor. Și o să fie clar, campania o să fie destul de tensionată, destul de încordată. Și am spus că să fie curată, să fie corectă, să nu fie cu vărsări de sânge, să nu fie cu victime. Încearcă, te rog, uite, la bus, nu știu, oricând mai înclei vă siglă de asta, dar pune DNA, mai pune-o în între, deși să fie deja exact ca în România. Profesorul Ion Ilinciuc, eu am să le sun la ușă, el pe listă îi citește, tu îi primești în bus și direct la 13. Dacă nu în cap, unei puțină manieta respectivă, probabil că a căzut aici. După... Hai că se termină bateria, lasă manete. Dar dacă nu în cap, în penitenciar din Republica Moldova, îi ducem la Codle. Este penitenciar și facem etapă. Asta am vrut să redau, sănătate tuturor și vizionare plăcută.